Autoritățile județene vor organiza în perioada 18-20 februarie mai multe evenimente dedicate împlinirii a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Manifestările fac parte din programul 2016 anului Brâncuș în Gorj. Pe 19 februarie, în cadrul acestor manifestări, va avea loc un ceremonial militar la care vor participa un secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale. La orele 13, la coloana fără sfârșit. Aici este elementul de noutate pentru că pe care dumneavoastră nu știați. Da. În prezența secretarului de stat de la Ministerul Apărării Naționale, Otilia Sava, va fi un ceremonial militar și religios de decorare a veteranilor de război din Gorj. Va fi o gardă de onoare, vor fi 3 plutoane. La aceste evenimente sunt așteptați să participe consilierul președintelui Claus Iohannis, Sergiu Nistor, mitropolitul Olteniei Înalt Preasfințitului Irineu, președintele Institutului Cultural Român și alți reprezentanți de la nivel guvernamental.